întreba, cum e cu teatru? Habar n-am. În schimb, pot să vă spun cu certitudine. În urmă cu vreo 10 ani, poate mai mult, 10, nu știu, 12 ani, găseam aici, în Alba Iulia, o mână de oameni extrem de tineri, extrem de motivați, cu o doză fantastic de mare de inconștiență. Unul dintre ei e aici, în dreapta mea, care m-a rugat să... îi învăț sau să îi împărtășesc din experiența mea de teatru. Ceea ce nu cred că, nu știu ce le-am, cât am putut să îi învăț eu atunci, pentru că nici în ziua de astăzi nu știu să învăț pe cineva sau să dau lecții despre teatru. Revin. Cu certitudine vă pot spune că în teatru e exact ca și în viață. Dacă teatru este o formă esențializată a vieții, unde dumneavoastră, spectatorii, în întuneric, se stinge lumina, iar pe noi se aprinde lumina și vă arătăm o față, sau două, sau trei, sau poate mai multe fețe ale vieții, și ceea ce facem noi pe scenă ajunge în sufletele voastre, se întâmplă, se trage cortina și s-a terminat tot. Ce rămâne? Rămâne poate în sufletele dumneavoastră ceva, poate un sentiment de tristețe, unul de bucurie, ca martorii a ceea ce s-a întâmplat aici pe scenă. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că în urmă cu acei ani, atât de greu, se poate întâmpla ceea ce se întâmplă astăzi, după 10 ani, aici. Alba Iulia are nevoie de un teatru. Și nu de un teatru oricare. De un teatru național. Și când spun teatru național, mă refer exact la ceea ce înseamnă Teatru Național Alba Iulia. Deocamdată nu există. Sper să prind. Am 21 de ani, am uitat să vă spun. Aici, la suflet. Am 21 de ani, dar 45, așa, pe buletin. Sper să prind momentul în care să vin și să aplaud inițiativa acelor oameni care își dau seama că publicul și oamenii din Alba Iulia, cei de acum și mai ales cei de 5 ani care sunt acum în sală, vor fi în sala Teatrului Național Alba Iulia. Oricum, am uitat să vă zic, sunt Florin Piersic 2 al Clujului. Vorbesc mult. Dacă mi-ați dat microfonul în mână, o să vă zic, mă, vă pup, mă, sunteți extraordinari! Mă, să pupă Viorel, habar n-aveți, e mai înalt ca mine, să vede? De acolo din spate, vezi, oricum vezi, ce e la? Vă pup, sunteți extraordinari, mă, ciocoflente, mă, vă iubesc! Vă mulțumesc foarte mult și vă rog din suflet, public, public dacă, oricum, sunt convins că nu o să scap de întrebările actorilor, dar și public, stau la dispoziția publicului să stăm să povestim, să văd, eu am să învăț ceea ce de la ei. Nu, eu n-am ce să-i învăț, decât o să le spun dacă mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Ceea ce și dumneavoastră trebuie să faceți. Să-i aplaudați când vă place și când nu vă place, să nu aplaudați. Vă mulțumesc foarte mult și le doresc succes.